Implicarea Casei de Cultură din Năvodari s-a dovedit neîncăpătoare la concertul caritabil organizat în sprijinul lui Mihai Costea, băiatul care la numai 13 ani trece printr-o dramă teribilă. Tânărul este suspect de cancer la testicul și de leucemie. Oamenii de toate vârstele s-au alăturat inițiativei noastre și au participat la eveniment din dorința de a întinde o mână de ajutor lui Mihăiță. Spectatorii au avut parte de un concert de zile mari oferit de elevii năvodăreni sub îndrumarea profesorului Virginia Zaharia. Spectatorii au fost profund marcați de drama tânărului și au dorit fiecare după puteri să-l sprijine în lupta cu boala. Pe lângă contribuția financiară, cei prezenți la eveniment au ținut să încurajeze pe Mihăiță și pe mama acestuia. Să aibă putere și să aibă curaj. Și restul vin de la sine. Și multă sănătate. Stăm să venim și noi să participăm și noi cât putem și ce avem, cât putem. Că și noi suntem pensionari și Dumnezeu să-i mulțească. Ce știm noi, Dumnezeu să-i mulțească. Și să-i dea Dumnezeu sănătate. Și pe Mihăiță și copiii care participă la concert și sper să iasă bine tot. Ce transmiteți din Mihăiță? În primul rând să fie tare și să își îndeplinească dorințele care și le-a pus, sănătos să ajungă. Drama familiei Costea este cu atât mai mare cu cât în urmă cu un an fratele cel mai mare al lui Mihăiță s-a stins din cauza aceleiași probleme medicale, cancer la testicul. Stănuța Costea nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când a vorbit despre pierderea fiului și despre boala cu care se confruntă băiatul cel mic. Bună seara! Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și de Mihai. Ce pot să vă spun? Am umblat prin medici, foarte greu, tot prin particulari trimiși și am aflat cu supărare că ne confruntăm aproape cu cazul celui mare care l-am pierdut. Partener în organizarea evenimentului, preotul paroh Adrian Pătrașcu a adus în inimile celor prezenți harul lui Dumnezeu. Mulți dintre dumneavoastră ați fost cumva mișcați la inimă de cele pe care le-ați auzit că se vor petrece în seara aceasta aici. Lucruri frumoase și lucruri la care numai un om bun poate să vibreze și să caute să se acordeze la cele pe care am spus le vom vedea și de care ne vom bucura în această seară. Spectacolul a fost un real succes. Suma colectată în beneficiul lui Mihai Costea s-a ridicat la 5.000 de lei. Mai mult, la încheierea evenimentului, familia Costea a primit o altă veste bună. Primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei, dorește să introducă o hotărâre de Consiliul Local prin care tânărul să fie ajutat în continuare.